Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat în trafic două autoutilitare în care se aflau aproximativ 46.000 de pachete cu țigări provenite din magazine de tip duty free, ori fără marcaje și care urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere. Șoferul uneia dintre mașini a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Pe raza localității Păltinoasa, polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare de oprire în trafic a unei autoutilitare înmatriculată în România. Mașina era condusă de către un bihorean în vârstă de 26 de ani. La controlul sumar al autovehiculului, polițiștii de frontieră au observat că mașina are locuri special amenajate, în interiorul cărora puteau fi observate cartușe cu țigări. Între timp, de la sediul unei societăți comerciale din zonă, un echipaj al poliției de frontieră a observat o autoutilitară care a pornit în mare viteză pe drumul din apropiere. Existând suspiciunea că acesta ar transporta țigări de contrabandă, polițiștii au pornit în urmărirea autoutilitarei, care se deplasa spre localitatea Suceava. Ulterior, mașina matriculată în România a fost depistată în afara localității, într-o parcare destinată camioanelor, abandonată și încuiată. Și în această a doua mașină, polițiștii de frontieră au observat un loc special amenajat în care se aflau țigări. Ce sunt astea? Ce aici? Nu știu. Ce faci și vede? Dar e mașina ta, nu? Cum nu știi? E mașina ta, da? E mașina mea. Tu erai la volan și cu atunci? Mașina respectivă, da? Și atunci? Nu știi ce transport în mașină? Ce aici? Da. Da. Mica mai asta. Stai. A, urcă sus. Urcă sus, mă. Urcă aici, auzi. Știi? Nu. Dar cine a încărcat mașina asta? De unde ai luat mașina? Ai zis că e mașina ta. Da, e mașina mea. Și? Cele două vehicule au fost conduse la sediul teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, iar în urma controlului efectuat asupra lor, polițiștii de frontieră au descoperit o cantitate totală de 45.914 pachete de țigări, provenite din magazine de tip duty-free ori netimbrate de diferite mărci. Întreaga marfă în valoare de 537.194 de lei a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, cele două autovehicule a căror valoare a fost estimată la 110.000 de lei au fost indisponibilizate la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor. În continuarea cercetărilor, polițiștii de frontieră l-au reținut pe bihoreanul în vârstă de 26 de ani, șoferul primei camionete pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz l-a prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Gura Humorului, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.